Marcel Ciolacu anunță că va crește salariul minim de la 1 iulie. Nicolae Ciucă spune că această decizie, că nu este o decizie a coaliției, nu s-a discutat în interiorul coaliției. De altfel, astăzi, la ora 15, a început o ședință a coaliției în care se va discuta într-un final acest subiect. Însă, domnule Negrescu, dincolo de declarațiile cu iz electoral, că ne putem duce cu gândul și acolo, dat fiind faptul că anul acesta este un an electoral, suntem de altfel în plină campanie electorală. Deci, dincolo de aceste declarații, ce înseamnă această majorare a salariului minim pe economie de la 1 iulie? Mai poate suporta bugetul statului așa ceva? În primul rând, bugetul companiilor. Gândiți-vă că statul practic impune firmelor din România să crească salariile cu minim 200 de lei net. Dar pe lângă cei 200-240 de lei net cât vor trebui să plătească angajaților, mai trebuie să plătească încă 40 și ceva la sută costuri salariale în plus către statul român. Asta înseamnă că statul va fi principalul câștigător din toată această ecuație, pentru că, unul, va aduna mai mulți bani la buget, bani de care are nevoie ca de aer, ca să aibă cu ce să plătească salariile bugetarilor, pensiile și tot ce mai are de plătit. Spuneam domnul Ciucă undeva la nivel de 6 miliarde de lei. Eu cred că sunt mai puțin mai mare raportat la nivelul anului 2024. Pe de altă parte, vor crește amenziile, atenție, că pentru că toate sunt percepute în funcție de salariu minim și în al treilea rând vor avea de câștigat bugetarii care sunt plătiți în funcție de salariu minim. Cu cât crește salariu minim, cu atât le crește și lor salariu, pe lângă acea majorare de salariu de 10% pe care le promită Marcel Boloș, premierul Ciolacu, pardon. Deci, pe lângă toate acestea, firmele vor avea de pierdut, pentru că vor trebui să plătească, să caute surse de finanțare în bugetele lor pentru niște creșteri salariale pe care nimeni nu și le-a luat în calcul la începutul anului. Mi s-a spus la începutul anului că ai crescut salariul minim la 1 ianuarie și gata, mai discutăm în 2025, iar că iată că la noi în țară au ajuns să crească salariile odată la 6 luni din pixul guvernului, ceea ce este aberant din punct de vedere al predictibilității financiare. Și știți ce se va întâmpla? De fapt, toată această creștere salarială se va traduce într-un puseu de inflație, adică probabil multe dintre firme vor trece în prețurile produselor și serviciilor pe care le vând aceste costuri mai mari cu salariile, adică Deci cele vor în fi comună reacții în vor rămâne cu lanț, două. vom scoate mai mulți bani din buzunar pentru alimente la cumpărături, bani mai mulți trebuie să scoată companiile pentru angajați, deci reacții în lanț până într-un final. Da, și gândiți-vă la un alt efect, la efecte negative, pentru că într-o companie, mai ales în companiile mici, acolo unde și așa antreprenorii se chinuie să plătească salariul la minim decis de guvern din pixul politicienilor, vor avea de ales. Ori vor ține toată forța de muncă, ori vor tăia din beneficiile angajaților. Deci Mă e refer aici posibil să la vedem și bonuri de concedieri. masă, la prime, la tot felul de lucruri pe care le mai dădeau patronii angajaților în speranța de a-i ține la locul de muncă și a nu a le pleca oamenii din companie către salarii mai bune. S-ar putea să insistăm și la disponibilizări, dincolo de tăierea orelor suplimentare, de niște beneficii pe care acești oameni le plătesc. Asta se întâmplă când nu-ți faci un studiu de impact. Nu te gândești exact dacă economia suportă încă o creștere de salarii într-un an 2024, în care toate firmele din România sunt puternic afectate de această boală extrem de gravă de care suferă economia, inflația care erodează extrem de puternic competitivitatea firmelor românești. Și inclusiv că spuneați și de bugetarii care au salariul minim pe economie, cărora, iată, le vor crește și lor salariile, tot bani de la buget, de altfel că Da, sunt pentru că bugetari și oamenii sunt trebuie bani să de la înțeleagă bugetul foarte statului. simplu. Ce le dă guvernul din pix, așa, 200 de lei în plus la salariu, toată această creștere se va dilua în creșterea prețurilor. Pentru că asta va însemna cu o creștere de salarii, o creștere în continuare a prețurilor, produselor, serviciilor pe care noi le cumpărăm. Adică ce ne dă statul cu o mână, ne va lua cu două sau chiar cu trei mâini. Pentru că, atenție, să nu uităm că toate pomeniile astea, că nu le putem spune altfel, se vor traduce în creștere de taxe semnificative de anul viitor. E un fel de, cum să spună, de scamatorie financiară pe care statul ne aplică, un fel de alba neagră cu iz economic, cu financiar, din care noi avem decât de pierdut, în niciun caz de câștigat, din joaca de a politicile fiscale a cabinetului Ciolacu. Domnule.